Cum ați rezolvat problema GDPR pentru adunarea informațiilor cu caracter personal? Ăsta e un subiect sensibil. Învățăm noi în documentele pe care le punem la dispoziția celor care vizitează biserica noastră, spre exemplu, cardul participantului pe care l-ați văzut chiar în manualul pe care l-ați primit la conferință, încheiem prima pagină cu o frază în care spunem ceva de genul: dacă alegeți să vă treceți datele personale, asta înseamnă că vă dați acceptul, în acord cu legislația în vigoare care ține de acest GDPR, că noi putem să vă prelucrăm datele. Păstrăm acele taloane, este modul în care noi cumva ne asigurăm că omul respectiv și-a dat acordul atunci când va primi un SMS, spre exemplu, de la noi, cu o invitație la un eveniment evanghelistic pe care biserica noastră îl organizează. De asemenea, chiar și în cererea de membru, acum am pus ceva asemănător și omul trebuie să bifeze mai multe căsuțe prin care își dă acordul că vom folosi datele lor personale, și în felul acesta încercăm să găsim o soluție legală.